Da, zice cineva, îmi povestesc despre un lucru, la una din conferințe, la Suceava, chiar m-a interpelat un băiat, m-a oprit. Avea o mare problemă cu dependența de pornografie și a făcut să săracă tot ce putuse să scape, dar nu scăpase. Și mi-a venit în cap să-i zic să facă ceva pentru ceilalți. Și să ajute oameni, să meargă la un cămin de copii sau ce. Și s-a implicat foarte mult în activitățile astea și a scăpat. Că de multe ori, ceea ce ne concentrăm noi să facem de multe ori tot pentru eu nostru. Pe când ceea ce facem pentru ceilalți, lucrează și Dumnezeu ca să ne ajute să ne eliberăm. Ce lucru important. Altceva? Altă întrebare? Eu mă opresc dacă nu mai sunt întrebări. Probabil că am fost foarte clar și nu mai există loc de... Eu vă mulțumesc și vă doresc că... Cred că avem datoria să facem tot ce depinde de noi. Mai mult nu ne cere nimeni. Dar măcar ce depinde de noi pentru copiii ăștia și pentru ceilalți din jur. Că cineva spunea, nu mă interesează să te vreau cu ceilalți. Măi, frate, dar copilul tău în această lume se va apăra lui imediat. Deci să ne intereseze și să ne doară pentru toată lumea. Și nu este altă soluție, sunt convins de asta, decât relația noastră cu Dumnezeu. Sincer, curată, profundă, cu rugăciune. Mulțumesc.